Salut, oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5 Online, aici alături de băieții noștri, Mihnuțul Meșcă și Rush Boss. Spune și voi salut. Salut. Bă, ce mașină luăm? Luăm Tius. Știi ce mă asta, bă? Luăm Tius, toți, sau? Tius, se mi-a Tius. Tius. Da, așa, da. Bun. Așa. Și acum să vedem care este cel mai bun la curse. Sperăm că... Da, că știm deja ce e locul, nu? Deci... Hai. Astăzi... Raj, boss Ce a nu fost... și-a luat Raj... Tigos mai mă. Deci astăzi Raj deja ești și pe locul 1, să sperăm că ești și aici pe locul 1. N-am ieșit. Vreți să vedeți cum ia nici de NFO nu-l iau? Este o fata, eu știi tot. Pierd. Bă, mi-au copiat. Bă, Se poate juca cineva... și așa, din păcate. Cineva pula în tine, dar ești într-un canalul tău de poponari. Bă, ce mai iau că... toți. Nu poți să fac. Niciodată. Mamă, ce bine să te joci tu așa, cu obiesul, cu astea, păul. Băi, prea nebun. Acum, Darius, povestește-le de laptopul tău, de povestea ta din Da, eu drama. înainte am avut un laptop foarte bun de la Lenovo, care, bă, pentru ce am făcut eu cu el, totuși m-a adus. Într-adevăr, nu m-a adus la calitate, dar pentru Nu ce te-a dus comp. aproape deloc. Bă, da, totuși mă orice, adică, în fine, era ceva. Bă, nu te stau, bă, frate, nu mai pot, frate, deci mă găsit un gând, nu mai pot. Of, cine a dat dinaintea mea puțin? Și am decis să fac și un upgrade la laptop și să încerc și eu să văd dacă mi iese și mie ceva cu canalul ăsta sau baftă. Ce să-ți iasă, mă, nu o să-ți iasă nimic. Cred că mi iese un coș pe frunte și aia. Dar văd că, din păcate, prietenii noștri s-au cam blocat la loc. Nu știu să țină mașina de... Dacă jucăm cu tine, să stai că pe mine acum pe ea. Dacă nu vezi că nu faci, n-ai ajuns nici acum. Ia uite cu ce zboară nebună asta. Bă, dar cum zboară, ai văzut? Da, mă, eu am pic. Ce m-a luat. Am pic să vede pe filmare, băiți. Nu știu cum să vă zic. Da, băga de acolo, tab, enable hack, fly. Dacă se vede cumva în tubule astea puțin mai prost de la OBS, n-am ce să fac. De la OBS. Am înțeles că de obicei că... Nu l-am mai făcut odată? Nu, nu mi-am adus aminte. M-am picat fix la milimetru. Băi, da, după cum vedeți că mi-am uitat toată competiția și de aceea o să-i aștept pentru că... Na. Ia tași, mă. Dar uite, știu, eu sunt la 3 km de voi. Uite, ia să ne uităm la... Cine face lupul ăla acum? Ce lup, mă? Ce lup? În tunelul ăsta de... Găuăz. Dacă am căzut de două ori. Hai. Mai care este cel mai... Cine ești tu mai aici? Dar... Bă, dar nu, nici măcar nu te-am văzut, eu am crezut că mai ai dimers. Eu credeam că... Na, nu știam că ești tu, scuze. Păi, nu-i problemă, lasă, că măcar mai se întâmplă ceva. Cine ești locul 1, măi, cel mai șmec, exact. Păi, asta și zic și... Bine, din păcate, Mihnea nu știu ce face. Mișnuțul nostru meșchea, din păcate, nu mai e meșchea. Încet, că nu ne grăbești nimic. Băi, ne cam grăbești locul 1, adică... Vrei să fii pe locul 1 sau să iau altul în față? Ce te rupi pula, sincer. Aia. A, da, și dacă nu stai și mine în canal de YouTube Icola. Ce rare gaming. O să vă las canalele lor în descriere, adică o să vă las numai numele, nu și link-urile, să stați liniștiți. Da, cum ai făcut atunci, acum 4 ani. Da, eu am avut un canal acum 4 ani care a avut foarte mult succes în opinia mea, adică a avut la un videoclip 200 de vizionări. Da. În care îi face promovare lui X Super Light. Da, hai că acum facem promovare la toate canalele astea, să tăiem noi totul la filmare. Eu zic să ne reapucăm de Clash Royale, ce ziceți? Da, mă, acum am bag emulatorul, dai seama. Am încercat și pe laptop pe vechi. Pe telefon la ce laptop are, dar să acum ești nebun. Păi, pe bun. Când intră Darius pe telefon și vede că merge 7 ori mai greu decât laptopul. Băi, chiar așa este, adică voi vedea ce mai se răsmăt. Este Slip Steam-ul și Ketchup-on, așa că l-am ajuns pe aș. Da, pentru că alfa n-ai cum. Și din păcate o să joc puțin mult, dar n-am ce să-ți fac. Așa că se permite, se permite. O să mă împingi, poți să faci. Bă, nu, de mine, dar nu să se întoarce. Hai bă, păi asta e competiția, ce voi să faci? Gras prost, hai. În fruturi și costuri. Mă. Dacă s-au decumat asta, tu zici că bat un ciocan, să știți că
așa-i. Tura ta care se aude. Nu, dar s-aude pe filmare, zici că bată. S-a apucat azi de YouTube. Ia, trebuie la descriptiv. M-am dus, stai că am pierdut controlul. Da, știi, l-o să fie la o bârfă cu băieți. Ba, hai că te-am mai dresat, aș din gură. Da. Uite pe mine. Da? În spatele nostru sau? Nu, frate, în față, cu mult, a terminat cursa. Păi nu, mă gândeam că ești fix în spatele tău, știi, și de-aia. Da. Bă, uite, frate, că s-a dus, ești nebun. Păi da, ai ketchup, simt tot ce vrei, poți să mă ajungi. Nu, slăbea nu se duce. Păi da, ketchup-ul ăla, uite, încep să recuperezi încet, din ce văd. Ketchup-ul ăla, asta. Tommy, e genial. Păi nu, ketchup-ul ăla te ajută să recuperezi foarte încet, știi? Aia, dar tot te-am luat. Bă, du-te, ăla, cum mă zice. Hai, mai știu că vă dau curs. Păi da, mai știu că în două curs faci un episod din... Păi faci de două ori. Din păcate, nici ne-au să ia 3 DNF-ul ăla, pe simt. Nici DNF-ul ăla, fiți atenți. No, n-ai ce să iei mai jos de DNF. Din păcate pentru tine, dacă i-ați dădea mea mai ceva mai jos de DNF, da. Hei, mă scuzați, domnul pilot profesionist. Nu pilot, îți conduc. Păi da, mă, pilot de cursii, da. De cultul. Orice frumos. Nu, cum fost? Cine a mai aterizat așa ca mine, pe bune? Cine a mai terminat în iarbă? Mic de DNF. Oh, da, este. Ia uite ce mai chiria. Hai, ai numai două mașini. Da, așa mi-a tot spectre că cea mai rapidă, hai. Ia stai mă, eu pareți pe mine. Ia stai mă, că pare și eu pe mine. Pare, uite, om. A, da, n-am. Hai să vedem. O să facem un mic count, să vedem. Care o tinge în mine să mă red, să mă mai, după din păcate aici suntem în cursă, nu, cursă de între băieți, așa că nu contează. Boost-ul să nu mai există, ăla de la început. Ia uite, deja nu se împun cu oamenii. Ia uite, mișine pe primul loc, pe o dată în viață. O dată în viață, hai. Să știi. 12 secunde, 3, 4, 5, 6. Vezi că dacă lași liniuții, te-a cam luat ăla. Hai că acum, stai că acum să încurcă el în lup, fii atent, sau nu s-a încurcat. Ce lup, mă, că nu lupurile astea mă încurcă. Mamă, nu alea, gen lupul nu astea. A. Mă, ce șmecherie asta. Bă, e mișto mașina, mie-mi place mașina. Și mie-mi place, zici că e boțit așa, nu știu cum să zic. Da. Mamă, iau-te, i-am luat pe toți. Bă, da, Agnes, bă. Dacă nu știi să sari. Bă, asta e hoastă și de aia. Dacă-i fluturi și zboară. Ai, Mihnea, dă-i mă mai cu talent, că de-abia am mers. Nu fiți gay, mă piși pe voi, să-mi bă pula ta. Avea și lag. Da, a avut și puțin, ai, că ăsta s-a dus singur. Bă, bune, că te-ai teleportat când te-am bușit eu, după aceea te-ai teleportat de când vreau. Băi, asta e cel mai băi. Da, nu cer scuze, zi, dificultăți tehnice, din păcate. Vezi, dar acum o dificultate tehnică. Pe jocul ăsta. Firmarea mea s-a dus pe naiba. Nu știu ce mai joc. Naiba, puteți voi panorami și intrați în curul meu. Că suntem noi nabli. Dacă tu nu știi să conduci, te dresești tu. Eu nu știu să conduc, dar voi intrați nu te cu mașina. Dar ce nu... Vezi că cursa e 7000, aveai timp să... Ce nu te lasă să zi, să intri și tu mine? Pă bun. Dar noi am zis de la început. Da. Dar Mihnea, din păcate, era cu gândul în altă parte. Am luat și mie liniuții, te-o frumos? Nu. Nu știu de ce am oameni atât de... Nu știu de ce este Mihnea un om atât de aici, trebuie să fiu sincer, da? Hai, nu știu, chiar deloc. Păi, da, dai că ești poate de lăsat. Deci, bă, cu s-a trecut, nu m-am întors Darius, că... Da, am pierdut, m-am întors Darius. Da, păi m-ați întors de 7.000 de milioane de euro. 7.000 de euro. Dar de ce nu ne-ai întors și tu părăchea mai nervezi? Am avut ocazii să vă întorc? Bă, l-am întors. Da, e pe primul loc. L-am întors odată la începutul cursii. Ești nebun? Da, și tot am recuperat. Dar m-am întors la final și mi-ești pe 2. Dar nu vezi să sufă. Băi, Mihnea, dar de ce nu te-ai întors și tu pe noi, mă? Pe bune, acum. Și așa,
Și e dovadă pe filmare că... că va da. E, lasă. Da, cred... Lasă că-i pizdă. Fac eu îți dea dobe, lasă. M-am uitat la niște. Cred că după asta îmi bem pe Wigman, da. Te stăm doi. Da. După asta facem un episod ăla de Wigman și aia. Bun. Da, cred că după cursul asta o să oprim filmul ăla. Din păcate, pentru că ne-a cam uit un coechipie. Pentru că mi-a stricat episodul. Nu știam că se enervează atât de ușor. Adică bine, știam într-un fel, dar nu credeam că o să fac nu așa. Nu știam chiar așa prost. Știu că ați venit aici ca să vedeți Caterinca și chestii, dar din păcate s-a supărat plătat de la Caterinca. Dar din păcate mai cu cine. Dacă dați like, vă promit că o să-l aduc înapoi. Da, dați, strângem 100 de like și îl aducem înapoi. Sau dacă este poate chiar mai mulți. Poate chiar o să iau din comentarii. Sau din abonați. Hai că asta te-ai mult. Cum ar fi să te iau aici, în aia? N-ai cum. Dacă ai sărit, mă? Ai sărit? Da. A, frate. Băi, nu mai. Da, am ținut botul foarte în față și te-am ajuns imediat în aia. Du-te, mă, de aici, nu mai joc, ești nebun. Băi, deci vedeți și uite, vedeți și dumneavoastră acum, cum să fie de la opus. Da. Bă, dar cât de mamă își vrea să-i fac tu de la băi. Încercă-te ceva acolo. Bun, cam acesta a fost episodul de astăzi, sperăm că v-a plăcut și până data viitoare vă urăm un la revedere și o zi frumoasă. Vă urăm și eu ai gaming, nu știu. Vă urăm o zi frumoasă, să-ți dați like dacă vă place, dacă nu ce vreți mai fain. Baftă!